profit de orice adunare care avem oameni politici, și aici mă refer la domnul senator și la domnul deputat, pentru a vorbi în numele dumneavoastră, în numele celorlalți cetățeni și a face lobby pentru centura ocolitoare a orașului Argiut, pe care insist de 8 ani de zile și profit să transmită mesajul nostru la orice om politic, la, până la președintele partidului, până la președintele, viitorul președinte al țării, domnul Antonescu, că centura ocolitoare a municipiului Argiut este nu numai necesară, este de o mare utilitate și nu este un moft a nimănui, este, cum să spun eu, o realizare pe care este mai mult decât necesară. Eu, domnul senator, domnul deputat, chiar vă rog, fiind această întâlnire, mă bucur să speculez această întâlnire, vă rog să transmiteți mesajul, pentru că centura ocolitoare de 8 ani de zile stă undeva, zaci undeva într-un sertar, este pregătită pentru finanțare, numai să se vrea și sunt convins că guvernul care va veni, care este actual, probabil reformat după alegerile 9 decembrie, va băga la prioritate centura ocolitoare.